Iarna încă nu s-a terminat, dar în Mamaia se lucrează de zor pentru pregătirea sezonului estival. În această perioadă, echipele primăriei montează borduri pentru a delimita spațiile verzi din stațiune și vor așterna apoi pământ vegetal, pregătind astfel terenul pentru plantat. Administrația locală anunță că astfel de acțiuni vor avea loc de la un capăt la altul al stațiunii, astfel încât până la debutul sezonului estival, fiecare perimetru să fie frumos amenajat. De multe ori, în anii trecuți, foarte multe persoane ignorau faptul că spațiul verde nu este parcar și foloseau aceste zone pentru a-și lăsa mașinile.